Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară o dezbatere despre protestul ziariștilor la Business Monitor, ziarul de Vrancea, împotriva primăriei Focșani, care dorește desființarea și evacuarea chioșcurilor de difuzare a ziarului de Vrancea, susțin ziariștii. Un scandal care ține de o bună perioadă de timp încoace. Pentru asta am invitat în studioul nostru pe domnul Constantin Radovici, viceprimar, primăria Focșani, pe domnul Neagu Nistoroiu, viceprimar la primăria Focșani și de partea cealaltă a mesei, domnul Corneliu Condurache, directorul general Business Monitor, ziarul de Vrancea, și domnișoara Alice Gheorghiță, redactor șef Business Monitor, ziarul de Vrancea. De ce sunteți supuși la presiuni? La ce se întâmplă la Vrancea, la Focșani? Mai întâi aș dori să spun bună seara. Bună seara. Și vreau să vă mulțumesc, domnule Marius Stucă, pentru faptul că ați fost unul dintre puținii ziariști care au înțeles semnalul nostru de alarmă pe care de 3 săptămâni încercăm să-l tragem în întreaga mass media din România. Ceea ce se întâmplă la noi în Focșani acum s-ar putea întâmpla poate altă dată altor publicații din România. De ce am spus că în toată această perioadă am fost hărțuiți și cred că poate se vede și pe fețele noastre? Pentru faptul că încercăm de 3 săptămâni să facem un ziar pe care l-am scos pe piață și încercăm să îl vindem și suntem împiedicați de cei care practic vor să ne ridice punctele de difuzare. Am ieșit deja de 3 săptămâni, de la 1 aprilie, cu o nouă titulatură a ziarului, în momentul în care ni s-a reziliat contractul de franciză cu Dramirar Group. Acum ne numim Ziarul de Vrancea. Este un ziar pe care îl facem cu aceeași echipă și singurul lucru pe care îl dorim să facem este să fim lăsați în pace să scriem liber, așa cum am făcut-o. Cine nu vă lasă să scrieți liber? Cine face aceste presiuni? Se pun tot felul de opreliști în instituțiile publice subordonate domnului președinte Marian Oprișan, președinte al PSD Vrancea și în același timp este președintele Consiliului Județean Vrancea. Deci e vorba de un blocaj informațional. Și domnul președinte al PSD și președintele Consiliului Județean este cel care vă pune piedici sau? Da, am da. Am invitat viceprimar, am înțeles că sunt probleme care țin de Primăria Capitalei, Primăria Capitalei, obișnuit cu Primăria Capitalei, da. De Primăria Focșanului, primarul fiind plecat, i-am invitat pe cei de viceprimar. Da, dar să faceți legătura și cu prefectul. Da, spuneți. Da, cu prefectul, cu președintele Consiliului Județean. Am legat de numele de această situație a noastră de domnul Marian Oprișan datorită faptului că totul în județul Vrancea poate este incredibil. Râul, Ramu. Da, exact. Da, deci poate nu mă credeți. Nu știți ce aici la București. Da, deci Vrancea este un fel de stat în stat. Credeți-mă. Cum adică Vrancea este stat în stat? Deci, nu... Eu vă spun și vă repet, cred că nu ne poate crede nimeni ceea ce se întâmplă în Vrancea. Nu o spun cu... Nu e o gratuitate ceea ce spun eu acum. Are o legătură cu cutremurul sau ce? Nu. Da, spune. Sub nicio formă. E vorba doar de ceea ce se întâmplă și de faptul că domnul președinte Oprișan controlează absolut totul. De la toate instituțiile statului îi sunt subordonate și toate reacționează la primul semn al dumnealui. I-au zis, domnule viceprimar. În primul rând, dați-mi voi, domnule Tucă, să spun și bună seara telespectatorilor. Bună seara, haideți să nu mai spunem bună seara, că se termină emisiunea. Încă de la început doresc să facem câteva precizări pentru ca discuția noastră să se deruleze pe un fond normal. Se vorbește din start despre presiunile la care sunt supuși ziariștii din Vrancea și dorința sau tendința administrației județene a domnului președinte Oprișan, în speță și a primăriei... Stați că l-avem pe domnul Oprișan la telefon să apere singur și după aceea l-a apărat și dumneavoastră. Bine. Domnul președinte, nu mai e, nu? Ați făcut una dintre legăturile voastre reușite. L-aveți pe fir și să pierde legătura. În primul rând, mai bine vă trimis să-i prindeți pătuși la calcan decât să dați legături telefonice. Spuneți. Da, în primul rând trebuie să discutăm, să facem o disociere clară între problema legată de hotărârea Consiliului Municipal Focșani de revocare a unei alte hotărâri privind asocierea dintre Primăria Municipiului Focșani și Societatea Nord-Express SRL Focșani, care este o societate care nu editează ziare, ci care vinde, difuzează
presă. Și nu numai atât că difuzează, normal ar trebui să difuzeze numai presă, dar în realitate această rețea de chioșcuri difuzează atât presă cât și alte produse, mă refer chiar și țigări, băuturi alcoolice. Dumnezeu este redactor șef la ziar, se ocupă cu... Păi, domnul Butucă, stați puțin că aici trebuie făcute precizările. Deci, în anul 2000, tot Consiliul Local Municipal Focșani a aprobat o hotărâre prin care Primăria Municipiului Focșani s-a asociat cu Societatea Nord-Est pentru amplasarea în municipiului Focșani a 17 chioșcuri pentru difuzarea presei. Autorizațiile de construcție spun clar, difuzare presă. Având în vedere că difuzarea presei o considerăm, au considerat-o și o considerăm în continuare o acțiune benefică pentru cetățenii municipiului Focșani, precum și o afacere, să spunem, care nu este tocmai productivă, la data respectivă costul amplasării chioșcurilor pe terenul primăriei, costul pe metru pătrat s-a hotărât 2600 de lei pe metru pătrat pe lună. O sumă derizorie, care de-a lungul timpului s-a indexat. Domnule viceprimar, dacă nu vă convenea această sumă, puteați foarte bine să cereți, discutarea contractului. Doamna Alice, dacă mă lăsați, ajungem și la aceste probleme. Să-l avem acum pe domnul Prișan. Băieții care se ocupă la noi cu prinderea calcanului au prins și legătura telefonică. Bună seara! Bună seara, domnule Marius Tucă. Puteți să vorbiți puțin mai tare... Doamna Alice Gheorghiță, da? Doamna Alice Gheorghiță v-a acuzat că ați făcut din județul Vrancea un stat în stat, că dumneavoastră hotărâți tot ceea ce se întâmplă acolo și sunteți și șeful PSD-ului. Cum stau lucrurile? Domnul Marius Tucă, vă rog. În primul rând, în încercarea mea de a face din politică o meserie, nu speram că am să ajung atât de repede subiect al talk show-ului dumneavoastră, care este extrem de interesant și pe care eu îl urmăresc cu mare atenție. În al doilea rând vreau să-i salut pe toți telespectatorii Antene 1 și emisiunii dumneavoastră, dar în special pe telespectatorii Antene 1 din județul Vrancea și pe cetățenii județului Vrancea. Doamna Alice Gheorghiță, redactor șef la publicația, nici nu mai știu cum se cheamă, că schimbă numerele în fiecare zi, vrea să facă un produs care să se vândă cu ajutorul numelui meu. Și trebuie să recunosc că în ultimile 3 săptămâni se vinde bine, probabil că a reușit. Doamna Alice Gheorghiță, este o femeie frumoasă, deșteaptă, inteligentă. Mulțumesc. V-am spus-o și pe alte posturi de televiziune. Vă rog să mă lăsați să vorbesc. Deci a reușit în ultima perioadă. Deci lucrurile sunt foarte simple, domnule Marius Tucă și stimați invitația domnului Marius Tucă. Eu nu urmăresc ca șef al administrației publice județene, ca președinte al Consiliului Județean Vrancea, decât interesul județului în numele căruia vorbesc. Eu am grijă și de oamenii de afaceri ai puterii, dar și de oamenii de afaceri ai opoziției. Asta nu înseamnă că... Dar nu trebuie să fie doar oameni de afaceri, fără să fie ai puterii și ai opoziției. Păi nu, că tocmai ăsta e subiectul, domnul Tucă. Vă rog. Și evident, de întreprinzătorii de minunati reprezentători ai județului Vrancea, pentru că sunt niște oameni minunați și o să vă convingeți că Vrancea are un alt nivel de trai și o altă poziție în România decât în multe alte județe ale țării. Mai ales vorbind de rata șomajului, care este poate cea mai mică din România în acest moment. Deci, domnii de la Monitor au făcut o obsesie. Eu m-am înțeles foarte bine cu ei de-a lungul timpului. Este absolut fals faptul că și vorbesc de aceste chioșcuri ca fiind singurele mijloace de difuzare a ziarului respectiv. Deși până în anul 2000 au funcționat bine mersi 4 ani zile și-au vândut și n-au avut chioșcuri de difuzare și au fost singurul ziar după piață. Acum, probabil, dacă intră în concurența, îmi pare rău, dar dânsii fiind supărați pe chestia asta că au concurenți pe media scrisă, acum s-au gândit să găsească un subiect interesant și anume mai neprește. Deci să vă asigur pe dumneavoastră că nimic din ceea ce se numește derogare, pentru că nu există derogare practică, nimic din ceea ce există legal în județul Vrancea ar fi fost impietat.
Ba, tocmai asta ați făcut, domnule Oprișan. Tocmai asta ați făcut. Ați călcat peste o hotărâre judecătorească. Ați călcat peste o lege. Dumneavoastră sunteți cei care tot am fluturat legea față. Tocmai dumneavoastră ați încălcat-o. Dumneavoastră și oamenii dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să știți, doamna redactor șef, că eu n-am călcat peste nicio lege. Dumneavoastră, în loc să faceți băuturile și țirile, pleșcurile ale societății în care sunteți acționar, ar fi mai bine, cum îmi spun eu, să vă vindeți produsul în continuare, fără niciun fel de problemă, în competiție cu celelalte ziare, și să nu mai găsiți, să nu mai inventați scandaluri ca să vă crească tirajul. Deci eu n-am nicio legătură nici cu dumneavoastră, nici cu prietenii dumneavoastră sau ai directorului dumneavoastră, adică domnul Daniel Condurache de la Iași, domnul Lăzescu, vicepreședintele PNL-ului de la Iași, nici cu domnul Caluții de la PNL de domnul la Iași. Domnul Oprișan, veniți placă de 3 săptămâni. Cu aceeași placă veniți de 3 săptămâni. Vă rog, spuneți ceva nou. Deci, domnul redactor șef, v-am spus-o și pe Diplomatic TV, adică pe Atlas, i-am spus-o domnului director și o oră și jumătate, aproape două ore a ținut acea emisiune, am spus-o și la Realitatea TV și nu cred că poate să-l acuze cineva pe domnul Mircea Toma de partizanat cu Partidul Social Democrat, v-am spus-o la telefon și pe hotărâre la emisiunea lui Dan Conescu și vă spun și la poate la cel mai important și sigur este cel mai important talk show din România pe televiziune, că nu am nicio legătură cu ceea ce dumneavoastră sugerați că se întâmplă în județul Vrancea ca să puteți să vă vindeți ziarul. Și mult de cât atât încercați prin politica ziarului dumneavoastră și prin intermediul ziarului să ascundeți interesele personale ale dumneavoastră și ale directorului dumneavoastră, domnul Condurache, pe care le aveți într-o societate care vindea țigări și altfel. Eu cred că dumneavoastră dați discuția pe o altă tentă care nu are nicio legătură cu motivul pentru care suntem noi în acest studiu. E vorba de libertatea de exprimare a presei, nu e vorba de domnul Marian Oprișan, nu e vorba de ceea ce ne spune dânsul, parcă ar fi în campanie electorală. Nu asta este problema pentru care dumneavoastră ne-ați invitat aici. Nu aceasta este problema. Dar trebuie, spuneți-i, care e problema? Deci problema este, e vorba de ceea ce s-a întâmplat în toată această perioadă de 3 săptămâni de când noi am apărut titulatura de ziarul de Vrancea și e vorba de presiunile pe care se fac asupra mea personal. Și asupra cine face aceste presiuni? Da, președinte Oprișan. De ce faceți, domnul Oprișan, presiuni? Că nu fac niciun fel de presiune. Domnul Oprișan, aveți curajul să negați faptul că îmi telefonați, mă sunați la cele târzii ore din noapte? Înseamnă la dumneavoastră 30 ore din noapte? Nu, că este un eu sunt o femeie căsătorie și nu văd de ce domnul Oprișan să mă sune ca să-mi aducă tot felul de laude, comente, cum îi spune dumnealui, sau să-mi reproșeze ceea ce scriu ziar. Domnule Marius, doresc să intervin și eu. Stați puțin, o secundă, imediat. Dumneavoastră sunați pe doamna ca ce să-i spuneți, că scrie bine. Da, exact, domnul Tucă. O suni și faci analiză pentru că dânsa în ziarul... Credeți-mă, fac că sunt ziaristă de șan de ziar. Domnul Tucă, ar trebui să facă un președinte de Consiliu Județean și un președinte de partid la putere să facă analiză pe textul ziariștii. Numai un lucru. Eu v-am sunat să vă întreb de ce m-ați făcut șeful mafiei Gulerelor Albe. Eu v-am sunat să vă întreb de ce m-ați făcut conducătorul rușinii României. Eu v-am întrebat de ce ați scris cum de mai suportă partidul de guvernământ atâta ticăloșie și minciună. Din păcate, domnule președinte, în aceste zile s-a confirmat exact ce am scris noi. Vrancea, într-adevăr, a ajuns rușinea României. Adevărul este că, domnule Tucă, la două ore de mers de București, noi ieri, cu personalul nostru din administrație, cu redactorii, a trebuit director, să apărăm o lege care este hotărâre judecătorească. Uitați, hotărâre judecătorească. Deci ce este mai presus în țara asta decât o hotărâre judecătorească? A trebuit să apărăm aplicarea acestei hotărâri judecătorești cu redactorii noștri și cu personalul din administrație. Mai este posibil așa ceva în anul 2002, domnule Tucă? Când avem pretenția că trebuie să intrăm în Europa, în NATO... Asta domnul se Prișan, întâmplă. Asta se întâmplă la 200 de kilometri de București. Asta se întâmplă. Avem și caseta aici cu imagini de ieri, domnule Tucă. Unde s-au ridicat chioșcurile. Da, domnul președinte mi-a spus că nu poate fi vizionată. Dar acesta este adevărul. Noi n-am inventat nimic, domnule Tucă. Avem în acest ziar, uitați. Nu, stați să vedeți ce... Da, dumneavoastră spuneți... Am inventat noi toate aceste fapte. Dumneavoastră spuneți că nu s-a respectat o hotărâre judecătorească, da? Da. Da. Domnul Oprișan, domnul președinte. Domnul Tucă. Da. Domnul
Cornel Condurache invocă o hotărâre judecătorească. Eu m-am interesat la colegii mei de la primărie și mi-au spus foarte clar. Este vorba despre o ordonanță prezidențială scoasă în urma faptului că societatea comercială Nord-Est Press a atacat hotărârea Consiliului Local privind hotărâre care... care a reziliat contractul cu Nord-Est Press, da? Exact, și a fost votată și de țărănii, și de liberali, și de PSD, și de PRM, și de toată lumea. Domnul președinte, dar o hotărâre judecătorească este peste o hotărâre de Consiliul Local. Deci a fost dată această hotărâre judecătorească pentru a opri... Pentru a stopa exact această ilegalitate. Decizia Consiliului Județean. Sigur că da. Sigur că da. Dispune sistarea acțiunii de dezafectare a chioșcurilor ce fac obiectul contractului de asociere... Consiliului de la Focșani. Deci nu este clar. Scrie negru pe alb, domnul Tucă. Da. Domnul director, mă lăsați să vă explic și eu cum... Da, domnul Prișan, spuneți. Domnul Tucă. Da. Deci... S-a cerut o ordonanță prezidențială. Știți că există, conform legii, două proceduri. Deci una care este pe fond și una care necesită urgență. Și ca să rezolvăm urgența, ca să se rezolve urgența domnului director... Domnul președinte, dovediți încă o dată că nu respectați... Stai să-l ascultăm până la capăt. Vorbesc, domnul. Spuneți, domnul președinte. Și ca să se rezolve urgența societății comerciale Nord-Est Press, în legătură cu hotărârea respectivă, da. Deci dânsul s-a adresat justiției și judecătorul a dat o ordonanță prezidențială în care spune ceea ce spune. Dar în același timp, domnul director nu știa că există o dispoziție a primarului. Deci dispoziția care se referă exact la același lucru, domnul președinte. Deci domnul director, justiția este cea care spune ce trebuie făcut, domnul președinte. Nu hotărârile Consiliului Local. Hotărârea Consiliului Local care a fost parte într-un contract. Eu nu vreau să intrăm în detalii să vorbim de contract economic. Vorbim pe rând, domnule, și încă o dată vă spun. Deci dumneavoastră, societatea Nord-Est Press, o mai reprezentați? Sigur că da. Aveți câte chioșcuri? Deci, la momentul acesta, în Focșani, mai sunt 7 chioșcuri. Ați avut 17. Da. Da? 10 au fost ridicat. Da. Până să fie dată această ordonanță. Nu. Deci, ieri s-a ridicat. Ieri, domnul Tucă, un fapt deosebit de grav. Ieri, cu ordonanța în mână, cum se spune, primăria ne-a ridicat totuși un chioșc. Este un fapt deosebit.